însă cu ajutor din partea lui Balaur. Un șut deviat al lui Steliano Filip, iată, chiar în prelungirile primei reprize, centrarea șutată a lui Steliano Filip este deviată în proprie poartă de Ionuț Balaur, jucător care a venit în această vară la Târgu Mureș de la Vaslui. Un gol marcat și cu noroc de cei de la Dinamo. Să nu uităm însă, Dinamo a mai avut și alte șanse de a marca. Spuneam atunci că nu are noroc echipa lui Stoican. Ei bine, iată, în prelungirile primei reprize, Dinamo reușește să egaleze. Un șut al lui Steliano Filip deviat în proprie poartă de Ionuț Balaur, 1-1. Și ne așteaptă o repriză secundă extrem de spectaculoasă aici în Ștefan cel Mare. Cu siguranță vom vedea un alt...